Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem în continuare sub șocul cutremurătoarelor dezvăluiri din azilele de bătrâni din Voluntari, unde pare să fi funcționat un grup infracțional organizat de exploatare, rele tratamente și tortură a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități aflate în aceste instituții. Grupul acesta încasa bani publici pentru întreținerea bătrânilor, dar din primele informații ale anchetei, membrii săi nu doar că deturnau banii în interes propriu, dar și băteau, înfometau și umileau bătrânii atunci când nu-i jefuiau pur și simplu. La telefon este medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum aș spune că în contextul grozăviilor pe care le aflăm de acolo, cumva, în mod paradoxal, tentația furtului e neapărat șocantă în aceste cazuri. Adică faptul că niște oameni furau, că asta am mai văzut, ci cruzimea manifestată față de persoane vulnerabile. Nu pot să nu te întreb ce se întâmplă în mintea și în sufletul unor asemenea oameni pentru a deveni torționari de rutină, nu? Pentru a se dezumaniza cotidian, că asta făceau. Ei se duceau la muncă și deveneau torționari. Și de asta v-am sunat pe dumneavoastră. Ce se petrece în mintea unor astfel de oameni care se duc și ajung să dea cu insecticid pe persoane vulnerabile, cu insecticid direct, dau pe ei, așa, și înjură și îi bat și om, îi chinuie. Știți care e culmea? Culmea este că rețeta, între ghilimele, a unui grup care torturează semeni de lor, nu e foarte complicată. E cunoscută, ca să zic așa, în diverse medii și a fost studiată în diverse moduri și, de departe, probabil ingredientul cel mai relevant în toată povestea asta este diluția autorității și delegarea responsabilității către, de obicei, o persoană singulară sau un grup foarte mic de persoane care cumva normalizează comportamentul, care spun că trebuie să ajungi de la punctul A la B și nu mă interesează cum, dar care mai fac ceva după aceea, anume recompensează, între ghilimele, rezultatul machiavelic, ignorând mijloacele. Și evident că în timp, mai ales în, să zicem, astfel de centre care totuși sunt circuite relativ închise, noi le zicem sandboxes sau cutii de nisip, personalul se simte la rândul lui captiv unui set de practici și ei înșiși riscă să fie, între ghilimele, pedepsiți sau sunt recompensați uneori bizar pentru lucruri pe care le-au făcut aberant și treptat pică într-un gen de mizerie morală, este ceea ce vedem în anumite închisori, este ceea ce vedem în anumite lagăre de concentrare, este ceea ce vedem în anumite tabere de refugiați. Când îi vei scoate de acolo, ies ca dintr-un fel de vrajă și mimează, într-un fel sau altul, naivitatea. Dar aici trebuie spus ceva foarte important. Da. Că înțelegem rețeta prin care cineva devine torționar, nu-i scuze comportamentul. Oamenii exact. Adică, rațiunii când fac fapte reprobabile. Da, adică e o țară liberă, nu te obligă nimeni să stai angajat într-un loc în care, adică vezi ce se întâmplă, nu-ți pui niște întrebări. Exact, doar că își lustrează un cazier moral și asta este o altă chestiune. În felul în care recrutarea de personal ajunge să fie făcută cu precumpănire, cu premeditare de către patron, de către oamenii care fac o astfel de afaceri, evident că selectează indivizi și individe cu anumite propensiuni, cu anumite trăsături, cu anumite vulnerabilități. Și luați așa de avalma, oamenii pare că sunt într-o cârdășie. Dar este mai mult decât atât. Este un comportament aproape de tip sectarian. Îl mai întâlnești uneori și de fiecare dată îți pui problema, bun, ce face să existe secte? Și una dintre chestiile care face să existe secte sau să existe astfel de grupuri care se angajează în tratamente crude este farmecul personal al liderului. Pentru că liderul de aura asta de impunitate, liderul de aura asta de bonomie, liderul, și să observați dacă citiți stenogramele, că de departe de a fi pur și simplu o persoană distantă care gravita în astre financiare superioare, acest om care coordona grupul infracțional era foarte, între ghilimele, implicat în circuitul de pedeapsă și recompensă și relațiile lui erau de obicei unul la unul. Nu avea vechil, nu avea terțe persoane, se implica personal în chestiunea asta și prin chestiunea asta nu vreau să pară că rămân corect politic față de ce se întâmplă acolo, dar în cele din urmă miza era scavenging, adică genul ăsta de organizații necrofage care iau și pielea de pe om și încetează să-l mai vadă ca pe un om, îl văd ca pe o sursă de profit. Da, bun, l-am auzit pe domnul prim-ministru promițând controle și anchete în toate centrele. Evident că domeniul ăsta trebuie controlat, ținut sub control, dar heirupuri de acest gen credeți că rezolvă ceva?
Cred că nu. Am să fiu sincer. Cred că însuși termenul de fier ar trebui să fie indicativ. Okay. Cum se poate rezolva treaba asta pe termen lung? În primul și în primul rând, și o chestiune pe care trebuie să o iei foarte în serios. Legislația cu privire la distribuția autorității a fost gândită în acești 30 de ani, încă turma să scape turma. E o chestiune care a surprins de fiecare dată când am explicat oamenilor cum e făcută protecția socială în România. Este făcută în așa fel încât toată lumea se pare că are autoritate, dar de fapt nimeni să nu poate controla nimic. Și asta trebuie să fie dintr-o dată adus la același punct fix, unul la mână, doi la mână. Intersecția dintre servicii sociale și sănătate iarăși a fost bulibășită într-un hal fără de hal și contribuția, să zicem, autorității sanitare în astfel de centre a fost redusă spre minimum, chiar până spre zero, și asta trebuie reparat. Și finalmente, selecția de personal și filtrele de personal și standardele de a acceda în astfel de centre trebuie să fie din nou recalibrate, încât, unu, pe de-o parte, oamenii să fie bine selectați, dar, doi, pe de altă parte, oamenii să fie bine respectați. Vedeți, în România, când vine vorba de îngrijiri, societatea și comunitățile au atitudine ocazional persiflantă. Știți, tindem să le dăm anumite nume de asta. Le zicem bone sau le zicem, nu știu, ziceți dumneavoastră alți termeni, când angajăm pe cineva să îngrijească un bătrân la domiciliu. Uh-huh. Am exportat noi ca țară niște sute de mii de badante în Italia și în continuare e un cuvânt care e pe buzele multor români, pentru că nu e așa, e mai simplu să îngrijești bătrân italian decât să îngrijești bătrân român. Uh-huh. Dar pe de altă parte, la rândul nostru avem nevoie de forță de muncă. În ce fel califici această forță de muncă, în ce fel acreditezi această forță de muncă și în ce fel recompensezi această forță de muncă devine crucial. Eu cred că hey, rupt e pur și simplu o chestiune menită să dezamorseze genul acesta de bombă socială și de emoție și de fuziune viscerală când afli că există tortură în centre rezidențiale, dar dincolo de chestiunea asta rămâne realitatea că nu e ca și cum mâine cineva, nu știu, dintr-un oraș, din provincie, din România, s-ar duce la oficiul forțelor de muncă, zică, bună ziua, vreau și eu să mă angajez îngrijitor într-un centru rezidențial. Este foarte greu și pachetele cu care vin întâmpinarea acestor oameni despre ore de muncă, despre ce primesc ei, pentru că totuși lucrează în medii emoționale extrem de radioactive. Ce le dai lor încât să persevereze în chestiunea asta și să rămână sănătoși la cap? Și asta e o chestiune de pus sub lupă și de luat în considerare. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.